Vă salut, oameni buni! Fac o filmare așa nocturnă. E trecut de ora 20. M-a sunat domnul Vasile de la Fagul Mureșean. Este în drum spre mine. A venit prin zonă și l-am rugat când vine în zonă să mă anunțe să mai iau și eu niște foițe de ceară. Și mai am și încă un prieten care m-a sunat în momentul când vine la mine să-l anunț, să vină să cumpere și el. Și am zis să mai fac o filmare. Îl aștept acum să vină. Mi-a spus că în 10 minute ajunge. Gata! Ați ajuns! Bună seara, bună seara! Salut, salut! Salut, Sandu! Vă așteptam! Da? Hai că n-ați întârziat mult. Ai zis 20 de minute, da. Cam atâta ne-am ați făcut. Dat. Ne-am mâncat dat astăzi. Da, hai să apin și lumina asta. Da? Gata! A, uite, s-a făcut ziua și da. La poartă acum. Îmi zicea un băiat, tu ai două numere pe... Unul singur? Că îmi zicea că are un număr și numai numărul care l-am filmat eu atunci pe mașină, nu mai răspunde el, dar e același număr, nu? Nu, am, deci pe numărul ăsta, dar că în momentul când sunt acasă, acolo avem probleme cu semnalul. Da, da, că vine lumina. Nu prea este semnat. Nu prea este semnat. Și de-aia poate, și sunt sigur că m-au sunat mulți, dar... Problema e că nici nu-mi intră mesaj pe telefon și ne mă da, da, da. No, aici am da. Eu când am te-am sunat și nu mi-ai răspuns, am trimis mesaj pe Messenger, pe WhatsApp da, da. Și tot am luat legătura. Așa, da, da, da. Caute pe WhatsApp sau pe Messenger. Pe... Este. Da, da, da. Se poate lua legătura, chiar dacă nu se răspunde la telefon, prin da. Celelalte mijloace, pe Facebook, pe... Da. Pe oriunde se poate lua legătura. Pe WhatsApp de obicei când sunt acasă, WhatsApp e activ potrivit. Da, da, da. Mai repede ne găsim. Da, cum a mers? Cum merge anul ăsta? Abia ați început da, sau? Nu a fost ceva pierderi. Se da. Mergea lumea de ceva pierderi. Acum e prima cursă pe anul ăsta. Cerere văd că este. Da. Acum să vedem ce va fi. Multă lume, din câte văd, cam așteaptă târgurile apicole. Da, da, da. Nu știu acum câte se vor ține, ce va fi, nu mai știu. Da, dar mie unul, eu sunt mai mulțumit să le iau de aici de acasă, dacă tot ați venit în zonă. Le iau, le am acasă, nu mai stau să... Plus că dacă iau 12 cutii, e cam greu să le iau, de să le transvaz din da. Mașină în mașină. E riscul să le mai da, da, spargeți. Da. Nu-i mai ok, așa și dacă are omul și ceară topită și fagurii netopiți și... Da, sunt toate. Da, da, da. E mai ok așa să... Da, acum nu știu și cu tine, vedem ce va fi. Uite, eu mai aveam niște rame care trebuie să le topesc, n-am reușit să ajung să le topesc. Și voiam să le dau așa, dar n-am mai avut timp să le aduc și pe alea, am luat decât ceara topită și... Luna viitoare trebuie chiar. Da, da, da. Poate le pregătiți până atunci, le luăm și pe alea. Super, da, da. Să le tai, e mai greu că se sparmă acum. Ți le dau cu ramă cu tot, nu? De obicei, când ne vede lumea cum tăiem, se lasă că le tăiați voi. Da? Care cum? Da, și noi avem când și când, cu timpul. Acum, vedeți, unde să face noapte. Da, 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 da. E și groază să mergem seara așa la oameni, da. Sper asta să ne este. Înțeleagă acum, că e scurtă ziua și... Nu, e decât mult. Ora 8, da, mai nu am e târziu. 3 livrări de acum, da? Sper că până la 10 să termin. Și eu vă invitam în casă să bem un suc ceva, dar pe drum să... Mai am încă 3 livrări de acum și sper că până pe la 10 să termin cu toți. Da. Eu nu vă rețin mult, între timp până descărcăm noi ce am eu de luat și să luați ceara, da. O să vină și băiatul la care am vorbit. Da. Să ia și el 10 cutii. Scoate cântarul. Că mulți m-au întrebat că am încredere. Păi da, eu iau de ani de zile de la voi și am încredere în ce faceți. Chiar își cer pe această cale să-mi faci o filmare de la tine cum se procesează ceara și toată procedura. Da. Ca să vadă și oamenii cum proceda da, și... Inclusiv sterilizare. Da, pe asta contează foarte mult. Chiar acum mi-a trimis soția că... Am zis cum se prezintă bazinele, că am încărcat pe la 12 și acum mi-a trimis un filmuleț să stau liniștit că bazinul fierbe. Super.
Deci cu sterilizarea cu asta nu chiar nicio problemă. Cât le țineți la sterilizat? Sau cum e cel mai bine? Cum? De obicei pe la ora 2-3, cel târziu după masa, se pune la sterilizat. Și stă până pe la 1 noaptea, cam așa. 1-2, depinde acum. Depinde de cum am băgat în bazin. Da, depinde la ora care, ora care s-a băgat în bazin. 130 de grade. Chiar aici mi-a trimis soția niște poze. Nu știu dacă se vede. Da, se vede. Așa, și să vedem că am și un filmuleț și cum fierbe. Aici. Se vede cum. Da. Fierbe și acum trebuie să stea până la 12 minute. Puneți ceva pentru limpezire în ceară sau? Absolut nimic. Totul e din decantare. Deci de la 12 până la 7 dimineața, 180 de grade, temperatură controlată și atunci ea are timp 8 ore să stea să limpezească tot. Acum și la noi nu sunt apicultor, de exemplu, zice domnul Reșan mie întrebe din aia mai galbe. Domnul Reșan mie întrebe mai închiși. Care cum o prins lot? Da. Înțelegeți? Da. Eu la toți le spun, nu, culoarea nu contează. Nu contează, dacă e ceară naturală și nu are adaosuri prin ea să... Da. Păi contează să le clădească bine, să nu se topească în momentul când dai la construit. Ai văzut că sunt mulți care să se lasă, că sunt apicultori, știți de ce e vorba. Înseamnă că ea au parafină foarte mult în ei sau ce alte adaosuri și nu rezistă la temperatură. Acum, pe cum ceara, că ceara rezistă la temperatură mai ridicată. Da, aici mai e și o problemă a apicultorului. Am văzut și am întâlnit și am făcut și analiză să mă conving. Am avut, de exemplu, o reclamație în care, domne, s-au lăsat faguri. Erau albinele puse în câmp deschis, 30 de grade afară, pe capace nimic, doar capacele simt. Cred că n-a avut nici podișor să mai oprească din albină. Și dacă nu e populat prea bine, da. Și am spus, domnule, încearcă la... Sau n-ai observat la albinele mai la familiile mai puternice, n-ai observat, nu s-au comportat, pe la ea nu mi s-au lăsat. Da, cred că a venit și Liviu. Cum i-am spus, care, până la urmă, la cine e problema, la mine sau la apicultor, da? Așa este, și eu la început când eram, puneam, nu știu, ce coseam de acolo, prin stupină, puneam deasupra, pe capace, ca să nu, de temperaturile alea de 40 de grade la 40. Și vadă grea la soare. Face mult. Încă cineva de la Mureș, tot așa, acum vreo 4 ani zile s-a întâmplat treaba asta și am spus, pune ceva pe capace și hai să vezi, dar nu tot timpul, când încep căldurile alea mari. Atunci pune da, domn Vasile, dar dacă n-are populat stupul și pune un cat plin cu foițe, e normal să înceapă să topească foițele alea, că nu are cine să ventileze, să aducă temperatura în stup la... Am întâlnit și un ambient. 4 foițe băgate odată. Bași dacă ai stupul super populat și... Da, la 7 rame cu muscă, cu albină. Da. Îi mai bași 3-4 de foițe. Da, se exagerează. E cam greu să ceri prea mult dintr-o dată. E un pic prea mult. Și aici vreau să o spun cu fagurii. Și acum dumneavoastră să primiți un lot făcut înainte de Crăciun. Da. Doar de săptămâna asta, așa, de ieri, să lucrăm. Am un lot făcut între sărbători. Da. Deci, cumva, am zis, hai să mai bag câte un bazin mic. Acolo mânca pe 130 de kg. Da. Și am două loturi la mine acum. O să vă explic și cu treaba asta. Sunt cei brumați și care sunt proaspăți. Brumați, ce înseamnă? Sunt făcuți mai vechi. Apare pe Da. Cum am mai spus. Și ăștia la proaspăți. Ăștia la proaspăți în două săptămâni, dacă e timpul rece și așa, adică sunt ținuți la rece, o să apare și pe ei bruma. Da. Și aia atestă că e ceară curată. Deci nu mai trebuie nicio analiză,
și recomand la toți apicultorii, chiar dacă nu iau de la mine, de ori la ce producător cumpără, să ceară dacă au brumați. Brumați, da. Să fie sigur că... E oricum, dar cum și ăstea care ai făcut acum o să brumeze până îi bag eu în aprilie mai. Clar. Da. Liviu, pe tine îmi dai voie să te filmezi sau... Da, da. Da? Am crezut că nu vrei și mai am zis să te întreb. Salut! El este Liviu, un apicultor începător. Salut! Salut! M-a rugat în momentul când vine domnul Vasile la mine cu ceară să cumperi și el niște ceară pentru care are încredere în mine. Și sper ca toți cei care au cumpărat de la tine prin filmulețul care, de prezentare care l-am făcut să fie mulțumiți de ce a luat de la tine, că eu sunt mulțumit unul și continui să iau de la tine. Eu chiar i-am rugat mare parte de ei să mă sune. Măcar să spună. Da, să spună. Au fost buni. Uite, chiar îi rog pe filmulețul ăsta, care îl pun pe YouTube, să-mi comenteze la comentarii acolo, să pună un comentariu dacă au fost mulțumiți de ceară și... Și dacă n-au fost mulțumiți. Să-mi explice sau ce s-a întâmplat, ca să putem remedia problemele, să nu mai fie. Să ne dea acolo un feedback pentru... Cu mare drag să fie toată lumea mulțumită, că până la urmă nimănui nu-i convine să mergi să stai în câmp sau... Da, bineînțeles. Și te trezești cu rame plădite rău sau... Așa mai departe. Știți problema. Știm problema și să trecem la treabă, nu? ai adus cântarul, ai pus aici. Ceara o am aici în atelier. Vino tu cu mine dacă e să luăm ceara de aici. Hai că n-am mai închis filmarea ca să nu zic că facem preparații ceva. Da. Dar n-am lumină. Ia tu sacul de acolo. Asta este ceara numai din căpăceală și ce am mai avut rame de trântori. E numai din topitorul solar. Vezi că sunt cum sunt tăvile la topitorul solar. Pozele. Da. Mai aveți vreo? Nu, ăsta este. Ăsta este când au reușit să topesc ramele, dar dacă mai treci prin zonă, ori ți le dau așa cu totul și vedem noi. Să dea cu plus acolo, nu cu minus, că dacă... Dă cu plus. Dă cu plus mult? În creștere. Eu aici am cam vreo 21 de kilograme, cam așa. Da. Ia să vedem. Uite că bate. Uite, vezi? E exact acolo. 1,8. Liviu, tu n-ai ceară, nu? Tu cumperi direct, așa. Dacă te dezvolți acum, o să ai și tu peste 2-3 ani, așa, o să-ți faci ceară multă. Trebuie să mai schimbi din alea vechi, să le topești. Din alea vechi, mă. Păi nu, ai acum, dar o să ai. Să nu le lași prea mult, că ramele astea vechi, după ele, aduc și boli și tratamentele rămân prin ceara aia pe acolo și e bine să le schimbăm. Hai că pe partea asta nu filmez că e întuneric, n-am ce să văd, nu? Ai tu lumina acolo. Le duci în atelier? Pune-le exact în spatele la mașină, pe acolo, să fie uscat unde... Deci tu aici am mai filmat, ai compartimentat mașina. Adică față de ceara care o iei de la... client. Da. Deci, hai că iau câteva păițe și mergem la lumină. O să explicăm. Sunt casante acum. Da. Destul de reci. Ia să mergem aici la lumină să vedem care e. Așa. Deci aici avem două tipuri. Da, se vede din avion. Astea sunt brumate și astea e proaspăt. Da.
Nu, tare. Să nu mai am brichete la mine. Două brichete din mine. Da, ce frumos din azi. Bruma asta la căldură dispare. La căldură dispare, da, da. La căldură plus 10 grade dispare. Am eu un chibrit. Dacă da, te ajută. Cu bricheta merge mai simplu. Liviu, nici tu nu fumezi, n-ai brichet. E bine, că, vezi că a intrat pe sub... Da, 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 să spart. Care trebuie să așa am mai avut așa crăpați care i-am lipit pe... Păi aia e problema. Și s-a... albina aia construit. Deci la căldură... Da, da, da. Dispare. Da, se vede perfect. Și nu apucă perfect. Să se topească, să zicem că ține să da, topească. Da. Deci numai dăm cu căldură și deja dispare. Da, da. De asta zic, că sunt unii care zic, domnule, că au mucegăi, nu-s bun. Nu-i mucegăi. Da, nu-i mucegăi. Nu-i mucegăi. E brumă. Noi așa o numim, brumă. Și uite chiar o chestie care mi-a intrat găselnița, mi-a rămas o cutie și mi-a intrat găselnița în foiță. Dacă nu era de ceară naturală, nu intra găselnița acolo. Dacă... Și știți cum e? La calup nu intră așa tare. Da, da, da. De obicei pe fund sau unde sunt reziduri. Nu, mi-a rămas, să zic, cam așa într-o cutie și... Aici dacă n-am mai avut activitate, n-am... Aici fiind foițe, fiind spațiu între ele, intră și mai roade câte un pic. Da, da, da. Da, se mai întâmplă. Care au probleme cu ei și sunt faguri de-a mei, le schimb fără niciun cost, fără niciun... Da, da, da. Îi dăm la schimb înapoi pe alții. Hai că mai pun pe pauză și mai filmăm, așa... Da. Gata, ale mele 12 cutii aici. Și acum... Să ia și Liviu. Da, să le așez tu cum crezi că e mai bine. Este întuneric, nu se vede prea bine aici. Da. Treaba bună. Și aici e pe unde ai trecut acum, pe la clienți, nu? Da. O parte din clienți. Mai avem mâine și pe mâine. Ceară, rame și uite așa fagurii tăiați deja după ramă, nu? Da. Eu am ramele destul de bune, că nu toate sunt păi, vechi. Aici apicultorii care au rame mai rele, așa le dau cu totul. Care sunt bune și așa le decupăm noi sau le decupează ei. Când... Și le decupezi aici pe loc? Adică vine cu rame și încep să le decupezi? Sau? Da, da, da. Da. Ziceți, vă rog frumos cum sunteți pe YouTube, să vă dau un subscribe. Ah, oprea Dumitru. Vrei să vezi? Așa, foarte bine. Păi ca să te vezi acolo, de-aia, nu? Dar vezi că o să încarc video după ce îmi trimite domnul Vasile, după ce îmi trimite filmarea cu procesarea cerii. Da, că așa am promis apicultorilor că le arătăm și lucrul ăsta. Mai găsit? Da. Dă-mi acolo, te abonezi și dai și tot clopoțel, da? Și like la fiecare filmuleț. Așa. Da, foarte bine. Bun, o să vezi, Liviu, tu n-ai mai luat de la... Da? O să vezi că e ceară de calitate și... Și de acum ținem legătura. Când vine la mine, cu ești aproape, vii și ieși și tu. Ori, da, da. Telefon pe cutie. Sau dacă mai ai pe cineva din zona ta, poate să vină și el direct la tine. Dacă... Da, mai stăm de vorbă. Uite, mai vii, mai stăm de vorbă, mai schimbăm cât un subiect. Bun, atunci. Cam atât. Nu cred că mai avem de zis câte ceva. Atât. Să fie un an bun. Sănătate și numai bine. Mulțumesc la fel. Sănătate. Salut, sănătate. Sănătate. Da, și în continuare vă las să urmăriți procesul de fabricare a foițelor de ceară de acolo de la domnul Mureșan. L-am rugat să-mi fac o filmare, să
vedem procesul de prelucrare a foițelor. Bun, sănătate și vizionare plăcută! Dragi apicultori, m-am vorbit cu domnul Oprea. Să vă arăt un pic depozitul nostru de ceară și procesul de prelucrare a foițelor. Aici avem depozitul și aici avem camera de producție. Ceara din depozit o punem în acest bazin. L-a sterilizat. Temperatura de sterilizare 130 de grade. La urmă, din bazinul mare, intrăm în bazinul mic, care curge în următorul bazin, care are o sită, cade impurități între tamburi, curge lichid și iese solid. Asta e procesul. Momentan facem una de 3x4 și două de 1x2. După ce terminăm comenzile de 3x4 și 1x2, mutăm pe cuțitele pe două foi mari și cam asta e standardul. Uitați-vă de aici, îl punem pe masa de uscat. Cântărim, ambalăm. La urmă, l-a depozitat. La pregătim pentru, aici facem stocul pentru vânzare. Odată presa. Eu vă doresc un an bun. Și butoaie pline. Să ne vedem cu bine.